Azi am finalizat procesul de schimbare de piese de pe Dolmar pe această Makita. La sugestiile voastre, majoritatea au ales Makita și nu-mi pare rău. E un Dolmar Makita Heiner. Șina e de la Dragonul Roșu. Eugen a trimis tot pachetul când mi-a dat Dragonul Roșu și au rămas lanțul și șina de la el. N-am mai știut care este, o trebuie să le caut peste tot, dar în cele din urmă le-am găsit și se potrivește. E același pas, 3-8. Lanțul e Oregon. Șina e Heiner, dar mă slujesc deocamdată de această configurație. Cum se vede, am și probat-o și merge foarte bine. Acum că v-am făcut curioși, așteptați că o să apară și video complet cu tot procesul. Am observat că la cameră am un punct negru undeva acolo. Asta când o să apară video complet. Acum filmez cu telefonul, dar la camera principală care o folosesc e mai pătat în interiorul obiectivului și la ultimul video care l-am postat cu acoperișul cu dezăpezirea era foarte evident, dar n-am avut ce face. O să curăț obiectivul și o să fie calitate bună iarăși. Vă salut, am vrut să vă fac acest update. Stați cu sufletul la gură că atunci când o să am timp să editez video o să apară și tot procesul.